Da, când am fost în ultima excursie în aia cu snorkeling unde nu prea vă recomand snorkeling la ei, depinde acum cu ce mergeți, cu ce agenție, dar eu personal n-am avut ce să văd, adică am făcut snorkeling în vară în, în, în vacanța în care am fost tot în oceanul indian, deci nu s-a comparat deloc, dar când am fost în ultima excursie, ghidul de acolo știți cum e că toată lumea întreabă cum te cheamă na, să facem cunoștință cu toții și ghidul de acolo mi-a explicat că numele meu Cristina la ei da. E Cristina, doar că prescurtarea, atenție, e Kiki. A fost foarte, foarte interesant chestia asta. Și i-a întrebat, cred că e un fel de poreclă și că nu, 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 e prescurtare. La ei toate numele, deci toată lumea care se prezenta, prezentat, toți ghizii aia, când fiecare zi a fost altul, ne-a spus că numele meu mare e așa și numele mic e ăsta, format din 4 litere, 4-5 litere, gen foarte scurt. Și ei mi-a spus că Cristina acolo la ei,